Mulțumesc foarte mult, Ioana. Un șofer din galați a plecat din benzinărie fără a scoate furtunul de alimentare din rezervor. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. După alimentare, acesta a plecat de pe loc și a dat cu spatele după ce a rupt întreaga stație. Proprietarul benzinăriei a făcut reclamație la poliție și vrea să-și recupereze paguba, mai ales că este pentru a cincea oară când pompele din stație sunt distruse de către șoferii grăbiți. Conducătorul auto este acum cercetat penal pentru distrugere.